Autoritățile locale din Drobeta, Turnu Severin reamintește cetățenilor că circulația trotinetelor electrice este interzisă în zonele pietonale și de promenadă din municipiu. Participanții la trafic pot folosi aceste vehicule electrice doar pe pistele pentru biciclete sau acolo unde acestea nu există, pe banda întâi a drumului public, respectând regimul de viteză prevăzut de lege. Sancțiunile pentru nerespectarea regulilor pot ajunge până la 1000 de lei. Pentru a conduce o bicicletă sau o trotinetă electrică pe drumurile publice, conducătorul acesteia trebuie să aibă vârsta de cel puțin 14 ani. Bicicletele, mopedele și trotinetele electrice care circulă pe drumurile publice trebuie să fie echipate cu mijloace de iluminare și dispozitive reflectorizant fluorescente. Este interzisă circulația acestora pe timp de noapte fără aceste mijloace și dispozitive în stare de funcționare. Referitor la trotinetele electrice, unde ar avea voie să meargă în municipiul Drobeta, Turnu Severin și unde este absolut interzis, pentru că mulți copii mai ales spun că n-ar ști și ar fi bine să fim foarte clari unde au voie. Conducătorii de trotinete electrice au voie să folosească pistele amenajate pentru bicicliști pe partea carosabilă, pe străzile, acolo unde viteza de deplasare nu depășește 50 de km, iar conducătorii de trotinete nu trebuie să depășească o viteză de deplasare de 25 de km la oră. Le este interzis să circule pe trotuarele pietonale și pe zonele pietonale. Deci pe pistele de biciclete sunt asimilați, au toate drepturile, iar pe zonele pietonale sub nicio formă, pentru că deranjează, am înțeles. Amenda cât? Amenda este de 8 puncte amendă, deci 145 de lei. Da, da. Și am înțeles că s-au dat destule ultimele lei. Mai ales pe zonele pietonale au fost aplicate foarte multe amenzi pentru nerespectarea acestor norme. Pe timp de noapte sunt obligați să poarte echipamentele reflectorizante, veste, iar trotineta să fie echipată cu lumini. Casca de protecție este obligatorie pentru conducătorii de biciclete și trotinete electrice, a căror vârstă este sub 16 ani, atunci când se deplasează pe partea carosabilă. Se interzice transportul pasagerilor pe trotinetele electrice. În ultimele două luni s-au dat 43 de amenzi, în cuantum total de peste 100.000 de lei, pentru a aduce mai multă liniște în oraș și pentru a nu exagera, mai ales cei care au trotinetele foarte puternice. După cum spuneau și colegii de la poliția locală, trebuie să respecte o viteză de 25 de km pe oră, iar unele trotinete sunt foarte puternice, ceea ce pot duce la accidente, mai ales în zonele cu copii, cu locuri de joacă și pe zonele pietonale. În ceea ce privește condițiile tehnice pentru trotinetele electrice, acestea trebuie să fie dotate cu un sistem adecvat, funcțional de direcție, respectiv cu un dispozitiv de frânare eficace și să fie dotate cu sistem de avertizare sonoră, echipate pe timp de noapte sau când vizibilitatea este redusă, cu lumini și cu cel puțin un dispozitiv fluorescent reflectorizant. Municipiul Drobeta, Turnu Severin a fost primul din țară unde trotinetele electrice au fost interzise în zonele pietonale. Această decizie a fost luată de primarul Marius Creciu după ce mai multe accidente au fost raportate din cauza acestor vehicule.